Bine v-am găsit, berbeci! Voi face etalarea pentru sâmbătă și duminică. Va fi un alt tip de etalare, care nu l-am mai făcut până acum. Deci, o etalare cu tarotul, bineînțeles. Lunele rămân pentru luna plină de săptămâna viitoare, adică 27-28. Dar de săptămâna viitoare, când voi face runele, care o să marcheze nu câteva zile din sfârșitul de aprilie. Pentru berbeci, să începem. Prenatal, situația voastră, să zicem, din punct de vedere. Voi acum, acasă, 15 ani, 20, 30 de ani. Deci, prenatal. O stare bună, dar care v-a marcat karma. Nu neapărat prin răutate, fiindcă nu arată nimic rău aici. Avem 9 de pentagrame, deci am spune că ați avut bani, v-ați putut satisface micile plăceri, micile dorințe, gusturi, lux, bun gust, bani care veneau dintr-o activitate puțin misterioasă. Și aveți aici judecata. Judecata dă acel aspect karmic, am spune. Este providența, este schimbarea pe care trebuie să o faceți, sau mai bine zis, ceea ce aveți de corectat, ceea ce aveți de învățat în această viață. Poate să reprezinte și ceea ce aveți de învățat acum în această viață. Fiindcă este judecata. Rămâne să vedeți, în primul rând, dacă vreți să cunoașteți mai multe, eu acum n-am reușit să fac așa ceva, axa nodurilor lunare la naștere. Trebuie să verificați, să căutați, să vedeți când v-ați născut voi în acel an, unde au fost nodurile lunare, în ce zodii, fiindcă sunt opuse, în opoziție. Acum, 6 de cupe, marcați de persoane din copilărie, de relații din copilărie sau din tinerețe, marcați de atitudini de atunci, marcați de obligații, de datorii pe care le aveați din această perioadă, 6 de cupe, sau chiar o relație benefică care poate să apară acum pentru voi din acea perioadă. Într-o perioadă anterioară, am zice copilărie, tinerețe, adolescență. Acasă aveți luna în pești și o regină de cupe. Luna arată foarte multă răutate, poate fi legată și de această regină de cupe, această răutate. Deci o persoană cu un aspect perac, ascendent, lună, zodie. O persoană care are, vă întinde capcane, vă minte, vă lingușește, nu vă spune adevărul în față, deci ceea ce gândește despre voi, dar în spate vă bârfește. Și am spune că vă marchează această relație prin amăgire, prin minciună, bârfă. În schimb, la 15 ani, probabil că ați avut o alegere de făcut. Poate să reprezinte și o relație sentimentală, dar poate să reprezinte și o alegere. Trebuia să faceți o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Acum totul depindea de voi, dacă alegeați viciul sau virtutea, dacă ați ales lanțul de fier sau lanțul de flori. 20 de ani, peste 20 de ani, treiul de cupe. Mai mult, am zice, ne putem gândi la distracție, la reuniuni sau
participarea la o logotnă, undeva unde ați arătat personal, v-ați arătat personalitatea voastră, sau oricum este un marcaj această reuniune, petrecere la care ați participat. După 30 de ani, asul de spade, deja această situație vă obligă să vreți rațiune, să vreți să luptați pentru dreptate, fiindcă spada întotdeauna luptă pentru dreptate, spada îi ajută pe cei corecți, spada îi protejează pe cei corecți, îi pedepsește pe ceilalți, am putea spune, când vorbim de asul de spade. Deci, dreptate iminentă, în urma unei și retenii a cuiva. Deci, o acțiune abil condusă, cu șanse de succes, în ciuda obstacolelor pe care le aveți în față cu această lună. Luna întotdeauna, așa cum am spus, arată acele obstacole și în ciuda acestor obstacole, totul pare să meargă spre, cum să spun, dreptate. Fiindcă asul de spade întotdeauna este egalul cu balanța cu spada, deci dreptatea. Aceasta ar fi pentru voi, deci, în primul rând, acest marcaj pe poate să fie familia de origine. Deci poate să fie vorba de familia de origine, acest aspect. Și cu o persoană din familie care vă poartă într-adevăr aceste aspecte destul de urâte. Luna, bârfă, minciună, amăgire, iluzii, foarte multă răutate. Dacă puteți, este bine să vă retrageți, dacă nu, trebuie să acționați în consecință. Și regina de cupe, care, bineînțeles că niciodată nu se va împăca cu o balanță, o regină de cupe, este rac, dar poate să reprezinte un aspect destul de schimbător în viața voastră. Sau poate să fie chiar ea cea care vă creează aceste probleme. Iar voi acum, cu gândul probabil la aceste situații, unii dintre voi, unii poate că nu. Eu vă doresc numai bine. Deci rămâne să verificați, eu știu, mai mult axa nodurilor lunare, dacă vreți să aflați mai multe, până când am timp să pun cu axa nodurilor lunare pe berbec balanță, taur, scorpion și așa mai departe, fiindcă fiecare reprezintă ceva și voi nu aveți decât să verificați acest nod lunar. Deci vă doresc numai bine!